Pe măsură ce continuau munca, marcatorii aveau diferite probleme care erau rezolvate prompt. Dacă vreun vițel de la ferma LU, de exemplu, primea accidental un marcaj LS, echipa îndrepta lucrurile marcând următorul vițel de la o vită LS cu marcaj LU. Apoi, ei aplicau la amândoi viței un marcaj la falcă pentru a clarifica în fața altor călăreți din prerie sau a cumpărătorilor de ce câte un vițel pare să sugă la o altă mamă. Câteodată apăreau în cireadă vite cu marcaje pe care nu le știau niciun cowboy, dar exista un carnet de marcaje editat de crescătorii din Montana, în care se identifica marcajul respectiv. Printre fiarele de marcat erau ștampile ale crescătorilor de vite cunoscuți de la fermele din zonă și mai erau trecute în carnet curbe și linii pentru a putea să se facă marcaje noi. Astfel, crescătorii de la sute de mile depărtare se trezeau cu vitele cu marcajul lor aduse acasă, fără să aibă habar că le posedă. La momentul marcării, cowboyii adesea făceau o tăietură la ureche ca un semn adițional la recunoaștere al animalului. Existau peste 200 de feluri de asemenea însemne la o ureche. Unii crescători făceau un al treilea semn prin crestături pe pielea de sub gâtul vițelului. Cu toate că nu era o activitate obligatorie la un roundup, oamenii de la foc erau întotdeauna pregătiți să acorde un minim ajutor rudimentar, doftoricind orice animal cu infecții. Ei nu erau veterinari, dar tratau răni deschise și alte boli vizibile. De asemenea, ei erau răspunzători de care coarne trebuiau tăiate. Coarnele lungi ale unor juncani agresivi puteau pune în pericol oameni sau alte animale. De aceea, altă echipă era pregătită să facă față acestei probleme, cu securi, topoare și o unealtă specială de tăiat coarne. Spre după amiază, vitele, care erau marcate, doftoricite și cu coarnele tăiate, fugeau de lângă foc, unde rămâneau o grămăjoară de scroturi și părți de ureche. Acestea erau numărate mai târziu pentru a avea încă o evidență a vitelor marcate. Dar totuși, primul responsabil pentru cifre era un numărător, care însemna numărul de vite marcate într-un carnețel. Iar despre marcaje, mai pot să vă spun că puteau părea falsificate pentru un novice, dar erau clare pentru un cowboy. She wasn't even driving yet. Daddy finally cashed out. His working days have passed. Bought a condo on the coast, and him and Mama ain't been back since I've seen you last. I finally finished college. Spent a summer in New York, thirsting for knowledge and a flat I can't afford. And the reason